Ce descoperim aici? Descoperim cele trei stări. Starea de smerenie, starea de trezire și de îndrăzneală și de curaj. O avem certificată întâi la femeia cu scurgere de sânge, care spune: știam că dacă mă ating de poala hainei tale, mă pot face sănătoasă. Și s-a oprit scurgerea de sânge. Aceștia știau că dacă vor striga la Dumnezeu, pot primi recăpătarea vederii. De ce trebuie să vină vederea prin rugăciune? Trebuie să vină vederea prin rugăciune, pentru că Sfântul Ioan Gură de Aur ne spune în una din învățăturile sale cam așa: deschide, Doamne, ochii inimii mele sau ochii minții mele să priceapă minunile din legea Ta. Deci când suntem orbi în viață? Suntem orbi în viață de mai multe ori. La tinerețe, ne spune David, nu socoti păcatele neștiinței, Doamne, ale tinereții, pentru că noi nu știm ce putem greși și ne iartă de cele străine, de cele străine iartă pe robul Tău. Tot profetul David, după greșeala săvârșită de el ca împărat și profet, spune: miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și pe mulțimea îndurărilor Tale. Tot pe același principiu merge și marele rege Manasi când ne spune acea frumoasă rugăciune pe care o auzim în postul mare. Cum spune Manasi: Doamne, eu n-am ce să plec înaintea Ta. Sunt gol, sunt sărac, sunt rătăcit, sunt vinovat, am greșit, sunt un nimeni înaintea Ta. Stau aici închis, aici în fiare și de-abia pot să plec înaintea Ta, genunchii inimii mele. Deci, iată, zdrobirea inimii, răcnit am din suspinarea inimii mele, ne spune psalmistul David. Căutăm o altă formă de a înțelege orbirea și o găsim în varianta evanghelică a fiului risipitor, care, deși se vede tânăr și capabil și cu toate calitățile pe care poate să le aibă un tânăr, frumusețe, demnitate, bărbăție, prezență, impresie de sine, părere de sine, și îi spune așa: Tată, mie îmi dai ce mi se cuvine și noi doi nu mai avem treabă. Și el o ia în cărările rătăcirii, umblă cât umblă și la un moment dat spune că revenindu-și în sine. Adică i s-au deschis ochii minții. La ochii minții el nu vede un tablou al greșelilor particulare, făcând o centralizare. Vai cât am curvit, vai cât am băut, vai cât am fumat, vai cât am înjurat. Și vede chintesența euharistică și spune așa: argații tatălui meu mănâncă pâine și eu pierd de foame. Deci vedeți, vede în dimensiunea liturgică a ceea ce înseamnă biserica, vede în dimensiunea liturgică ce înseamnă împărăția lui Dumnezeu și vede în dimensiunea liturgică taina pocăinței. Cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu, la judecată nu va veni, ci s-a mutat din moarte la viață. Și iarăși spune: eu sunt pâinea cea vie care s-a coborât din cer, din care cine mănâncă în veac nu mai moare. Și iarăși spune Hristos: eu am venit ca lumea să aibă viață din belșug. Și iarăși spune Hristos: eu am venit pentru cei bolnavi, că cei au nevoie de doctor și nu cei sănătoși. Deci ceea ce înseamnă că orbii pricep o parte din textul Pentateuhului celui vechi, în care Domnului Dumnezeului tău trebuie să-i te închini, lui unuia trebuie să-i slujești, să n-ai alți Dumnezei afară de el și să nu-l superi în zi de sărbătoare sau de sabat, când nici bou, nici prietenul, nici asinul, nici vecinul, nici călătorul, nimeni n-are voie să miște nimic, ci trebuie să cinstească ziua Domnului, ca Domnul să nu pedepsească până la al șaptelea neam și din contra să binecuvinteze până în al șaptelea neam. Cum îi spune Dumnezeu lui David: binecuvântați vor fi cei ce te voi binecuvânta și voi binecuvânta toate neamurile tale în vecii vecilor. Este o prorocie mesianică. De ce orbii vorbesc de miluiește-ne pe noi, fiule a lui David?
știe că Iisus Hristos vine pe linia davidică, confirmată de Evanghelistul Matei, care ne arată la nașterea lui Iisus Hristos cele trei neamuri, câte 14, deci de la, cum spune acolo, de la strămutarea în Babilon și de la strămutarea din Babilon până la Hristos și de la Adam până la David, cum le împarte Sfânta Evanghelie de la Matei, trei neamuri câte 12. De ce ne arată lucrul acesta? Ne arată ca să vedem că linia davidică este de fapt linia lui Iuda, sceptru și stea din Iacov, prin care Hristos vine blând și smerit pe mânzul Asinii și va intra în cetatea Ierusalimului ca să plinească Scripturile. Deci, el era așteptat ca profet, dar nu era înțeles ca profet. El era așteptat ca mântuitor, dar nu era așteptat ca izbăvitor. Ei îl credeau izbăvitorul, dar el de fapt era mântuitorul. Lumea mea nu-i din lumea aceasta. Eu am venit ca lumea să aibă ceva mai mult, să aibă din belșug viață veșnică. Pornind de la rugăciunea miluiește-mă, este cea mai scurtă formă de rugăciune la îndemâna noastră pe care o putem spune oricare. Dacă vedeți, biserica așa își începe rugăciunea. În pace Domnului să ne rugăm. Doamne miluiește! Pentru pacea de sus și mântuirea sufletului noastră. Domnului să ne rugăm. Pentru pacea toată lumea. Domnului să ne rugăm. Și aici vom găsi întotdeauna acei filozofi anti-biserică, anticlericalism, anti-Dumnezeu, pro-ateism sau pro-marxist sau cum mai gândesc ei și spun așa, cam așa se exprimă. Păi dacă oamenii mor în suferință cu rugăciunea pe buze, ce fel de Dumnezeu bun și blând și milostiv este acesta, care nu-și întoarce fața sa către cei suferinți care strigă la dânsul?